Merge, merge. Da! Winchester. Băi, băiatule, după pachet, după poza asta de dinți stricați, după tot ce se întâmplă aici, bă, par, serios, par niște țigări așa, țărănești. Par din aia țărănești, par din aia de oarecum de moșnegi. Știu, acum cine spune, eu fumez, bulangiule, am 22 de ani, dar ești nesimțit. Dar nu ți-e rușine un pic așa să-mi spui, îmi prinde căpățâna, dată căpățâna în cameră, mi-e prinde, da? E bun, poate mă taie. Bun, băi, bulangiule, dar eu fumez și-s bune și nu știu ce, dar asta mi-a aduc aminte, fumau moșnegii pe la țară. Păi bun, nici măcar nu știam cum mai există, când mi-a scris cineva într-un comentariu, Winchester, perfect. Un motiv în plus să încerc și eu, că eu sunt curios, asta e faza. Eu bine fac eu că sunt eu foarte curios. Că-s țigarist! Deci, hai că spun mai întâi 20 de țigări, ca să spun și prețul. Am aici bonul, am de la Carrefour. 20. Băi, care-i faza cu Winchester 100S? Ce-i cu 100S-ul ăsta? Ce-i calitate, ceva? Că văd pe țigări acum 100S și la Marlboro Fitter Plus 100S, nu știu ce, și la alte țigări. Care-i treaba cu 100S? Dacă o avea ăsta. Bun. American Blend, nu știu ce. 25 de lei. 20 de țigărușe. Băi, frate, eu n-am mai văzut de mult. Mai că nu are nimic. N-am mai văzut de mult țigări din astea necartonate. Aici îți dau peste, îți arăt peste. Asta e Winston Nova. Să uite peste altul. Mai că arată bine al nebii. Uite-le cum arată pachetul ăsta. Și uite-le acolo asta cum arată. Asta cu albastru, cu frumos. Băi, parcă zine să fumez, să mor dacă nu din el. Și ăsta e necartonat, îți dai seama de hârtie din aia. Știi cum făceam înainte când fumam de alea, care știi, țigări din alea, cum îi spune, mă, Kent 100S sau cum le spune, Kent 100, alea vechi. Adică mă apuc de treaba aici între timp, între vorbărie. Știi cum făceam? Îi făceam bort aici, undeva aici, eu făceam o gaură și tot le băteai așa, că scăteai tot țigatul, le adunai aici, știi? Și tot le băteai. Pac, pac, ești câte o țigărușă. Hai că mă apuc aici de... Hai, cum să încerc să fac? O, am făcut sula, fix suletele am făcut asta, am făcut o sulă mare și bună. Fai, ce filtru. Ne vezi, da? Uite-le cum arată pachetul ăsta, mă. Ieși afară! Cum ies asta? Pe bune, că parcă-s de alea... Pe bune, pe părerea mea. Parcă-s de la moldoveni, exact după filtru îmi dau seama. După filtrul ăsta cât e așa învechit. Cât e de învechit, cât e alt. Că pare, arată bine, arată șmecherie pe cameră. E bun. Deci e pe focusul, da? Clasic, clar că aici e plin la filtru. Filtrul măcar nu știu dacă e. Oricum e mai scurt decât la Filter Plus. Mult mai scurt. Așa și e plin aici, n-are bortă. Dar țigăroaile sunt lungi, al dracu. Sunt lungi, ia. Sunt lungi, așa. Cum a venit Winchester Long, dacă există scurt, nu cred că există scurt. Bă, astea-s de alea de pe vremea aia, când existau Monte Carlo, când existau. Apropo, cum mi-a mai zis lumea, Monte Carlo, mai erau țigări de alea. Mi-a plăcea mie să fumez Carpațiul ăla, șmecher ăla, fără filtru, dar... Un milion pachetul, frate. Un milion pachetul. Dar cine dă un milion pachetul? Doar dacă găsesc undeva să le iau așa. Să bag o țigară atâta. Să fac un reveu. Ai văzut, m-am vorbit cu țigara în gură, ca fix ca... Deja mi-a luat satura aia de căruțaș. Că așa vedeam. Uite să în gură. Hoi scal! Și uite, țigara în gură aici, în colțul gurii. Ia! Fix. Fa. Ma. Bă, nu-s gustul meu deloc. Bă, deloc nu-s genul meu. Nu neapărat că nu-s fumabile. Nu e asta. Dar... Au gustul ăla de... De țigara aia care nu-mi place mie. Fix au așa un gust. Aici îl simt, în gâtlej. Și cred că sunt tare așa. Ia. Nu sunt la nivelul de monkey, că alea erau periculoase, dar... Băi, îți rămâne gustul ăla la final, ăla nasol. Fix de țigara aia, cum spune, de fumul ăla ieftin.
din țigară, cum a venit, care știi, care mai schimb țigările câteodată și sunt aici o țigară care nu-ți place, simți la final, după ce dai fumul afară, este un gust de țigară din aia care nu-ți place. Că totuși nu 10 lei pachetul, 25 de, adică se bate periculos, mai scump decât mod 6, decât Kent 6 mod. Nu pot spune că sunt chiar de rele, sincer acum. Nu mi-aș mai lua niciodată. Niciodată nu mi-aș mai lua. Asta poate e luată, cum ar veni, știi cum e asta la mine? Dacă ar fi să dau în primul rând și primul rând de la 1 la 10, i-aș da, care 10 e filtră pus ce am văzut și 6 mod, i-aș da un 7. Știi cum e asta? Îi 3 dimineața, n-ai mașină, n-ai nimic, l-ai pe astea în dulap, bagi o țigăruș, nu mai poți, ți-ar de bedigata. Ți-ar de bedigata, bagi o țigăruș, nu mai poți. Numai așa. Hai, o dau, eu dau pe asta, nu mai pot. Așa, în rest așa n-aș băga. În primul rând pachetul ăsta, frate. Din hârtie, bă, băiatule, bă, încă mai există. Și-au păstrat băieții marketing, și-au păstrat băieții tradiția. Da, nu-s genul meu. Nu, cine fumează, cred că fumează băieții care au rămas ei în nostalgie sau care fumează 25 de ani în Winchester ăsta. Eu așa zic. Eu nici n-am văzut vreodată prin oraș să stau la Palace, scoate cineva pachetul de Winchester sau scoate pe masă și ia să bagă un Winchester. N-am văzut niciodată treaba asta. Da, un 7 că e ok, nu e de rău. Asta-i. E mai rău pachetul decât țigara, știi? Ce? Problema la... Nu. Sper să nu se audă pe afară chestii de tramvaile astea. Băi, ne auzim!